Primarul Marius Creciu a participat la mai multe întâlniri la București, unde a stat de vorbă cu Liviu Dragnea, cu ministrul Finanțelor Publice Eugen Teodorovici și vicepremierul Paul Stănescu, dar și personal cu prim-ministrul Viorica Dăncilă. Oficialii statului l-au asigurat că cetățenii vor avea căldură în această iarnă și că se vor găsi soluții pentru primirea banilor necesari. Da, am avut o discuție cu doamna prim-ministru Viorica Dăncilă, cu domnul ministru al domnul ministru al Finanțelor, domnul Teodorovici, privind asigurarea agentului termic pentru municipalitate, pentru Severin în iarna următoare, sezonul 2018-2019, am primit asigurări ferme că vom fi ajutați, vom fi sprijiniți, având în vedere situația dificilă prin care a trecut turnul Severin și în anii trecuți. Sperăm că anul acesta lucrurile să înceapă mai devreme și la 1 noiembrie să putem fi pregătiți. O altă veste bună este aceea că primăria va subvenționa și anul acesta prețul gigacaloriei furnizate populației. Deocamdată subvenția se păstrează, n-am primit nimic, nicio reglementare în această cauză. Din câte știu eu, s-a prorogat acel termen, era într-adevăr aprilie 2018, cred că până în 2021, din informațiile noastre, se va mai putea da subvenție. Situația termoficării Severinului în sistem centralizat se va rezolva și anul acesta, tot cu ajutorul cazanelor de păcură de la fosta termocentrală, însă peste vară s-au realizat reparații pentru ca pierderile să fie diminuate.